Aceasta este rândul grefierilor din toată țara care vor protesta începând cu ora 12 în fața înaltei curs de casație și justiție. Ei reclamă neplata integrală a salariilor și lipsa resurselor materiale necesare funcționării normale instanțelor de judecată. Mai mult, aceștia reproșează faptul că în urma nenumăratelor încercări de a prezenta solicitările, Curtea Supremă ar fi refuzat dialogul și nu a emis un comunicat oficial cu privire la aspectele reclamate. Cu toate acestea, sindicaliștii speră ca prin acest protest să atragă atenția și să fie primiți la discuții de premierul Marcel Ciolacu.